Nimeni nu știe cât va dura greva generală a profesorilor. Ultima oară, protestul a ținut 3 săptămâni. Mai mult, reprezentanții profesorilor amenință cu înghețarea anului școlar dacă nu se vor găsi cât mai curând soluții. Mergem chiar acum la colega noastră, Mădălina Ignatia. Are ultimele informații despre decizia sindicatelor din învățământ. Bună seara, Mădălina, te ascultăm! Bună seara! Înghețarea anului școlar este ceea ce îi sperie cel mai tare atât pe părinți, dar și pe elevi, mai ales pe cei din anii terminali. Vedem că până în acest moment au fost 2 runde de discuții, nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Sindicaliștii din educație spun că așteaptă să fie invitați din nou la discuții. Până la acest moment însă nu s-a stabilit o dată exactă. Mai mult, sindicaliștii din educație spun că vor ca drepturile salariale să refie respectivă. Spun aceștia că ei nu sunt asistați sociali și nu cer ajutor, vor doar mărirea salarială despre care se vorbește în ultima perioadă. Știm că vorbim despre 150.000 de profesori care protestează, care au fost astăzi în grevă generală, dar și 70.000 de cadre didactice auxiliare. Atenție însă, sindicaliștii din educație spun că numărul profesorilor care ar fi trebuit să protesteze ar fi fost mult mai mare dacă acei dascăli nu ar fi avut nevoie de banii pe care îi primesc pentru aceste zile de grevă și știm că cei care se află în grevă nu își primesc drepturile salariale. Așteptăm așadar să vedem ce se va întâmpla în continuare. Cert este că în momentul de față este disperare în rândul părinților. Pe de o parte, aceștia nu știu ce să facă în zilele următoare, nu știu pentru câte zile să-și ia liber, nu știu ce se va întâmpla cu copiii și pe de altă parte, elevii, spuneam și la început, cei care sunt în anii terminali, se tem pentru ceea ce s-ar putea întâmpla. Așteptăm așadar să vedem care va fi situația. Cert este că, iată, nici mâine elevii nu vor merge la școală. Peste 150.000 de profesori și aproape 100.000 de membri ai personalului auxiliar din școli participă la greva generală din educație. Deși guvernul le-a făcut o ofertă care constă în bonusuri de câte 1.000 de lei de 2 ori pentru debutanți, bonusuri pentru profesorii din zonele defavorizate și renumerații mai mari pentru personalul nedidactic, reprezentanții profesorilor au refuzat-o și cer în continuare majorarea salariilor cu 60%. Oferta pe care ne-a înaintat-o guvernul este deosebit de subțire. Nu putem, pe o asemenea ofertă, să venim în fața oamenilor și să le spunem ceea ce guvernul își dorește în acest moment, încetarea grevei. Destul de greu, având în vedere că toate costurile sunt destul de mari, totul necesită bani, orice pas trebuie. Având și o familie de întreținut și un copil, care tot la fel este la școală, e destul de greu. Această grevă a creat haos în tot sistemul educațional, fapt care putea fi evitat, spun cei din educație, care consideră că e vina guvernului că s-a ajuns în această situație de criză. Începând din decembrie au fost făcute demersuri în vederea acestei greve generale, în sensul în care s-au tras semnale de alarmă. Colegii mei au participat la acțiunile de pichetare, la toate formele de protest organizate până acum. Au fost însă și profesori care nu au participat la grevă. Au venit la școală ca în orice altă zi și au predat. Am motivele mele personale pentru care nu doresc să întrerup activitatea printr-o grevă, dar e clar că susțin din tot sufletul demersurile întregului colectiv de dascăl, de aici, de la noi, de la școală și din țară. Avem nevoie și în primul rând de salarii mai mari și să fim respectați și apreciați pentru munca noastră. Și părinții au de suferit în urma acestui demers. Mulți dintre ei au fost obligați să caute soluții ca să nu își lase copiii nesupravegheați în timpul în care ar fi trebuit să fie la școală. Sub nicio formă nu ne gândim că putem amâna un an școlar din viața copiilor noștri. Sub nicio formă nu ne gândim în sensul ăsta și sunt sigur că într-un final vor conveni. Că vor conveni pe un calendar care să meargă de-a lungul unui an sau doi ani, nu este treaba noastră. Deci noi susținem revendicările, dar pe de altă parte, ca reprezentant de Federație de Părinți, trebuie să fiu alături de copiii noștri și cu certitudine nu vom susține așa zisa înghețarea anului școlar. Eu sunt foarte pregătită, la fel cum a spus colegul meu. Eu am muncit foarte mult tot anul și atunci, având în vedere că am muncit atât de mult pe parcursul, am 4 ani, nu cred că vor fi probleme. Doamna, cine se las? Acasă n-am soluții. Părinții noștri nu sunt aici, adică bunicilor, și atunci nu am variante. Sindicaliștii anunță că greva s-ar putea prelungi pe termen nedefinit dacă guvernul nu le va acorda revendicările cerute.